Nu răspunde. Să-l sun pe tati. Hai, tati, răspunde că e ceva urgent. Tati, hello. Ce tu-ți fac părinții ăștia? Mă duc la ei în cameră. Spune-mi, Bri, care se potrivește mai bine cu ținuta mea? Ananasul, care este foarte colorat. Are creasta verde, ochelari de submarin, la fel ca mine aproape. Sau această broscuță cu niște ochi bulbucați, o gânjurii roz cu pete pe ea. Care crezi că e mai frumoasă cu ținuta mea? Căștile, geanta, plovărul? Care zici că se potrivește mai bine? Eu o să alege acela broscuță. De fapt, nu e treaba mea. Eu am deja plusul. E jucăria potrivită pentru mine. Ce părere ai? Da, merge exact cu căștile, plovărul tău și geanta ta. Am uitat, Bri, și blugii sunt asortați. La mine ăsta și la mine acesta. Ce părere ai? Sunt de părere că suntem perfecte pentru parada modei. Deci să începem. Cum arătăm? Eu zic că foarte bine. Da, suntem pregătite pentru sezonul de iarnă. Mă sună Mara. Nu contează. Mă sună Mara. Îi închid. Oare o fi disponibilă perioada asta? Gata. Vine să iau pe Adi. Oare ce face mami? Și tati, nu s-au coare, nu răspund la telefon. Da, ce știi tu? Ești doar un bebeluș. Mami, tati, oh, aici erai. Da, Mara, ce vrei? Nu vezi că am treabă? Am văzut că mă sunt, dar dacă nu te-a răspuns, înseamnă că s-a ocupată. Uite, ia. Puteai să ai tu grijă de ea. Acum o să strici surpriza. Ce surpriză? Păi eu am rezervat o vacanță surpriză, dar dacă ai venit și m-ai prins, a trebuit și să-ți zic. Tu? Poftim? Și eu am rezervat o vacanță surpriză. Ai plătit-o? Da! Și eu! Yay! Da, vacanță surpriză! Stai! Numai să nu fie în aceeași perioadă, că atunci una va trebui să o anulăm. Sau în același loc? Și asta e important, nu crezi? A mea e luna viitoare, a ta? Ce bine, a mea e luna asta. Slavă Domnului! Deci nu anulăm niciuna! Ce bine, dar unde? A mea e la... Să rămână surpriză! La Paris? Sau în New York? În țară? Sau în străinătate? Eu propun să facem un challenge ca voi să ghiciți destinațiile! Bună idee! Și dacă fetele toți făceau parada modei, propun să facem un concurs de fashion! În care noi să vă dăm indicii prin ținutele noastre unde vom merge. La mine e ușor. La mine e și mai simplu. Păi hai să chemăm și fetele. Să dăm start provocării. Voi vreți să facem acest challenge? Dați un mare like. Iar copiii ne vor da note în funcție de cum ne vom îmbrăca și cum vom prezenta ținutele noastre. Eu sper să acumulez cel mai mare punctaj. Voi mă veți ajuta în comentarii prin, știu eu, sugestii de ținute. Să pun și fes pe cap. Ce ai, tati? Ochelari și pălărie de soare. Mergem în Tenerife? N-am zis nimic. Era doar o sugestie pentru abonații noștri. Ce să-i scrie lui tati în comentarii? Tenerife? Asta înseamnă că ar trebui să mergem la soare, unde e cald. Eu nu vreau la soare. Mara, în Tenerife nu e cald în perioada asta anului. Sunt țări mult, mult mai calde. La ecuator, acolo este cald. Și aș vrea să fiu bronzată iarna. Da, da, Mara, te poți bronza și la înălțime. Sus pe munte, chiar dacă e zăpadă, ce contează? Soarele arde mult mai tare la înălțime decât jos pe malul mării. Deja sunt în ceață, la munte, la mare, oare tati, unde ne duce? Dar unde vă voi duce eu? Când te bronzezi, e normal să fie cald, tat!
tati. Și mai ales că așa mi-ar prinde bine o vacanță la căldură. M-am săturat de atâta ploaie fără zăpadă. Măcar dacă era zăpadă și era frig. E doar frig și plouă. Bravo, Mara! Câteva din dorințele tale se vor îndeplini în vacanța mea. Sau a noastră, dacă o veți accepta. Voi vreți la munte sau la mare? Eu vreau la mare! Scrieți în comentarii ce vreți voi! După cum se exprimă tati, nu știu sigur câte dintre dorințele tale se vor îndeplini în vacanța lui, dar în vacanța mea, sigur, vor fi mai multe dorințe îndeplinite. Vreau și parc de distracții! Vom găsi! Trebuie doar să fiți de acord să mergem! Cum să nu fie de acord? Doar am plătit deja vacanțele și ele sunt mereu amatoare de călătorii! Mai ales dacă mergem cu avionul! Avion? Mie cam frică, dar cu mașina ce are? Merge și cu mașina! Important e să ajungem la destinație! Ce destinație caldă găsești tu cu mașina? Mai lasă-mă cu vrăjeala! Păi cine a spus de destinație caldă? Eu nu mai spun nimic! Haideți să începem provocarea! Mami, în călătoria ta vom merge cu avionul? Eu nu spun nimic! Tu știi că eu am teamă de avion! De ce vrei să mă supui unor asemenea chinuri? Dar eu sper măcar într-o călătorie să mergem cu avionul, e mult mai rapid! Hai să mergem! Hai să ne pregătim! Avem pregătite toate lucrurile! Eu am highlightere și marcare permanente, iar eu am la fel ca Mara. Toate trei avem aceleași carioci sau foi. Exact, Teo. De foi Mara nu a zis. Am uitat și eu. Dar ce facem cu ele? Cred că dăm note părinților. Exact, fetelor! Asta vom face! Vom face un challenge de fashion! Mami și tati vă vor prezenta ținute care se potrivesc cu vacanțele alese de ei, dar nu numai. Iar voi va trebui să ne dați note. Și voi să ne dați note de la 1 la 5. 5 fiind nota maximă, 1 fiind cea mai mică. Dar nu se poate fi 0? 0 nu, că 0 ar însemna să venim în pielea goală. Da, vezi să nu primești acolo cel mai mare punctaj. Glumeam, evident. Cel mai mare punctaj? Nu mai gândesc atunci. Ne duci la saune în care trebuie să fii dezbrăcat? Tam, tam, tam. Încă nu vă spunem nimic până la sfârșitul challenge-ului. Și alături de fete, astăzi va juriza și Raisa. Raisa va fi șefa juriului, are un fotoliu special. Iar ea, după criteriile alese numai și numai de ea, va alege dintre notele fetelor acordate ținutelor noastre pe cea care îi se pare ei cea mai potrivită. Dacă ea consideră că ținuta e de 1 și cineva a dat 2, cineva 3 și cineva 4, atunci va alege cea mai mică notă pentru că ei ținuta nu-i place. Și invers, deci ea nu va acorda note, dar va alege nota potrivită dintre notele fetelor și o va pune aici în... Ramă! Nu înțeleg pentru că ce avem foile și pixurile. Păi, trebuie să desenăm, să colorăm, să facem acea cifră cât mai frumoasă. Bri, aici vei scrie nota. Notă pe care o vei personaliza și o vei justifica și te vei explica de ce-i dat-o. Voi obține eu cel mai mare punctaj. O să vedeți. Rămâneți până la final. Ba, eu voi obține cel mai mare punctaj, pentru că vacanța mea, sigur, le va întrece pe toate. Eu aleg. Deocamdată ia Rama, ca să ai unde să pui nota aleasă. Și acum, pe locuri, fiți gata! Din adâncurile șifonierelor și dressingurilor din toată casa, mami și tati vor apărea într-un mod spectaculos și holidaystic în fața voastră. Vor avea parte de o surpriză. Ce credeți că e așa ușor challenge-ul? Avem o mare... surpriză! Nu te va reprezenta numărul de încercări pe Spyface. Adică tic, știți voi despre ce este vorba. Cele de aici, tot învârți și învârți de mai multe ori până nimerește în față. Deci încercați să vă îmbrăcați cât mai frumos și cât mai fain. Adică fetele vor avea frișcă pe față? Nu, mami, ce n-ai înțeles? Noi vom avea frișcă pe față dacă vom avea un punctaj
mic. Mic? Adică va fi o competiție între noi? Cine obține punctajul cel mai mic ales de Raisa va avea dreptul să rotească pie-face-ul de atâtea ori în conformitate cu nota obținută? Asta ai înțeles, mami. Ai înțeles bine, bravo. Hai să vedem. Prima ținută, care e? Abia aștept! Haideți, mergeți să vă schimbați! Abia aștept și eu! Nu prea văd nimic potrivit aici. Mă duc în dressing. Oare unde or fi? Unde or fi? Să vedem... Asta e! Și o prezentare cum se poate mai suavă. Să vă văd acum, fetelor, ce note îmi dați pentru această mirobolantă ținută. Nota 5. Wow, deci mergem la mare. Mie nu vine să cred. Oare e adevărat? Mergem la mare? Eu sper că da! Și eu! Fetelor, dar priviți-l pe tatăl vostru! Ce ziceți? El unde merge? Exact, fetelor! Pentru ce anotim credeți că sunt pregătit? O ținută călduroasă pentru un anotim friguros! Da! La vacană! Iarna! Prefer la mare cu mama! Aha, poate să fie la piscină. Nu e adevărat, are ochelari de soare. Credeți că e la mare sau la piscină? Eu zic 100% că e la mare. De ce să aibă ochelari și pălărie? Dar știți destul de bine că mami poartă ochelari aproape tot timpul. Și în casă poartă ochelari. Pentru că, mami, ce problemă ai? Mami, acum e fashionista. Nu există parada modei fără ochelari. Tu n-ai văzut modelele? Și părerea. Lăsăm parada modei și vrem note. Păi, hai. Parada modei trebuie pentru note. Fetelor, note. Acum. Haide. Eu nu știu ce notă să le dau. Lui mami o notă și lui tati o notă. Cu roșu nota pentru mami, iar cu albastru nota pentru tati. Ok. Când fetele dau notele, eu am montat pie-face-ul. Aici Mara va pune frișca. Eu sunt sigură că voi câștiga și nu voi primi frișcă pe minunata mea față. Asta depinde de noi. Așa e. Mami are 5 puncte și tati are 5 puncte. Wow, nota maximă! Ura! Mami are nota 5, iar tati are nota 3. Pentru că eu nu prea vreau la zăpadă. Păi e frig. Iar la plajă stai relaxat. Teo, stai liniștită. Că mami, dacă te duce la piscină, îți pune o lampă solară, cât să te încălzești să-ți fie bine. Că afară tot cu minus va fi temperatura. Și unde te duc eu, Teo, e piscină. La un hotel de 5 stele. Ce? 4 pentru mami și 2 pentru tati. Tati, se pare că deliberat conduc. Acum să vedem ce alege Raisa. Dar în majoritatea planșelor, punctajul notei mai mari este al meu. Da, pentru că eu ți-am dat 5. Și fetelor, stați puțin, că nu v-am prezentat toate ținutele. Poate mă pot îmbrăca și eu în costum de schi. Există schi la interior? În zone calde. Poftim, cred că ne păcălești și ne duci și tu la zăpadă. De acum nu-ți mai dau note așa mari. Exact, Mara. Mami, să te văd în ținutele următoare.
Eu cred că voi obține punctaje și mai mari. Am secretele mele. Acum să vedem ce punctaj alege Raisa. Cine va fi cel care va învârti la challenge? Am ales pe Teo. Ha, tati, se pare că vei învârti de 3 ori. Pai, face-ul! Eu zic să-ți scoți geaca, să-ți scoți puloverul, să-ți scoți tot de pe tine, pentru că vei fi plin de frișcă. Eu am încredere. Nu voi da frișca pe mine. Și o să vedeți. Da. Scrieți-mi în comentarii ce ziceți. Am 3 încercări. Hai, tati! Hai, tati! Titi, tai, tati! Ha, tati! Și eu. Frișca e potrivită. Cu căldura. Cu căpșuni. Dacă aveai căpșuni, câștigai. Hai, să-mi încerc norocul. Hai, tati! Hai, tati! Unu! Nu se poate, e ceva defect aici. Ce vrei, Teo? Nu! Teo vrea să te mănânce ca pe o căpșună. E bună? E bună! E delicioasă! Prima încercare! Mă duc să mă spăl și să trecem la următoarea rundă! Exact! Abia aștept! E atât de cald încât ținuta următoare o voi alege mai cu grijă! Priviți-mă, fetelor! Ce părere aveți? Pălărie? Ochelari? Știi tu cu ochelari, mami are mereu! Da! Dar pălărie de soare? Să-l vedem pe tati! Hai, tati! Hai, tati! Hai, tati! Eu sunt aici, sunt capitan! Astăzi veți merge cu mine într-o călătorie, într-o aventură de-a dreptul uimitoare. Eu voi fi cel care voi ghida întreaga aventură. Ce părere aveți? Sunt pregătit? Scrieți-ne în comentarii și voi. Ce credeți? Unde m-ar avantaja ținuta asta? La munte? La zăpadă? Sau la mare? La plajă? Unde e cald și bine? La plajă! Dar poate și la piscină. Așa e, e cu picioarele goale. Nu-l frige nisipul. Deci nu mergeți la plajă. Eu așa cred. În schimb, eu am o mare surpriză pentru voi. N-ai papuci? Ținută de schi, un pic mai subțire. Papucii îi închiriez de acolo. Închiriez clăpari și schiuri. Și alunec pe zăpadă artificială. Pentru că... Stop, nu vreau să faci punctajul cel mai mare! Mami, nu te dezbrăca! Nu e nevoie! Deja te-am văzut! Ești perfect așa cum ești! Dar nu v-am arătat tot! Mami, îmbracă-te mai repede! Sau pune altă ținută pe tine! Fetelor, mami vrea punctaj maxim! Și nu e cinstit! Scrieți-ne în comentarii! E corect cum procedează mami? Sau e un joc de-al tău, mami? Ba da, 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 vrem și noi! Ha, de când vreau să dau asta, că mi-e cald? Și eu! Dar eu pe dedesubt am mai eu! Notele voastre! De aici, din spatele pălăriei, care mă protejează de soarele arzător! Bună! Picioarele goale, e nisip doar. Eu am nota. Și eu. Eu încă nu, eu mi-o termin. Ups, de ele am uitat. Mami, ce vă rugăm? Și cu tati, ce note le dați? Scrieți acum în comentarii. Eu am scris deja, dar să vedem dacă coincid. Notele noastre cu notele voastre. Eu am pentru tati nota 5, iar pentru mami nota 4, pentru că eu nu știam că mami are și costum de baie, pentru că eu am văzut-o cu venea. Schi! Și eu nu vreau la zăpadă pentru că mi-e frig.
Vouă e frig? Scrieți în comentarii imediat! La munte, la zăpadă sau la soare? La mare? Eu aproape sunt gata! Eu am nota 5 pentru mami și 4 pentru tati! Aici este Raisa, cu un unicorn, cu un curcubeu, cu smiley face-uri și nota lui tati în unicorn. Eu am pus nota lui mami 5 și nota lui tati 4. De data asta sunt câștigătoare dacă Raisa alege planșa care trebuie. O rog pe Raisa să aleagă punctajul Teodorei, pentru că ea mi-a dat mie punctajul maxim, iar mami are un punctaj mai mic decât mine. Hai să vedem. Pe cine credeți că va alege? Scrieți-ne în comentarii. Eu sau mami? Cine să prindă iarăși frișca? Ai zis bine, iarăși, deci tu, iarăși, ha, ha, ha. Gura păcătosului adevăr grăiește. Așa se spune într-o zicală românească. Ia aleg pe... Mamă păcălit! Pe mine! Pe mine! Asta, alubri. Deci se pare că sunt din nou câștigătoare! Dansul victoriei, dansul victoriei, în spatele pălăriei, în spatele pălăriei. Să ascundem cât mai mult din vacanța noastră fabuloasă, care va veni în curând și e pe bune, nu e doar pentru challenge. Și acum îi punem frisca lui tati. Nu, nu vreau tot eu, nu e cinstit. Raisa, nu ține cu mine, ține cu mami, am dreptate. Și de data asta ai și mai mult de învârtit, pentru că ai obținut 4 puncte. Sincer, aș fi preferat să am punctaj mult mai mic. Nota 1. Data viitoare mă voi strădui să obțin cel mai mic punctaj. De ce să fiu eu cel mai bun? Să fiu cel mai slab. Și clar, voi fi tot eu ales. Sau... nu? Cine știe? Trebuie să le surprindem în ultima probă. Dar până atunci, bye face, tati! Vreau galerie. Hai, tati! Hai, tati! Dintr-o parte așa? Hai, tati! Hai, tati! 1, 2, 3! Și a patra, asta e decisivă. Hai, tati! Hai, tati! 1, 2, 3! Hai, tati! Yeah! Mami, e rândul tău! Nu, nu, nu vrei! Nu! A scos, a demontat jocul! Mai bine! La... Fără pan! Lasă pe mami! Părul prin părul! Dar bucuria copiilor nu o putem opri! Am vârtit până a venit frișa pe fața ei! Cine mai vrea? Vrei, murdărește-i costumul! Murdărește-i costumul! Tati cum frișcă! Nu! Îmbrățișare, nu, nu, nu. Nu e voie. Următoarea ținută. Am putut să mă schimb. Eu am putut să mă spăl. Prinde-ne, hai. Briana, Briana, ce faci tu? Ținuta noastră de seară. Elegantă. Fetelor, ce părere aveți? Ne-am potrivit de data asta. O ținută adecvată și elegantă sezonului care ne așteaptă. Note? În mai puțin de o lună, în vacanța mea, exact așa. Sau în vacanța mea. Ținută de seară, elegantă, dar cu picioarele goale, pentru a merge pe nisipul fin, răcorit de valuri. Ce frumos! Mami, eu am intrat deja în vacanța ta. Îmi lipsește doar căldura mare, nisipul fierbinte și serile călduroase de ianuarie-februarie. Bun așa, tati! Înseamnă că sunt câștigătoare și fără note! Ce ziceți, fetelor? Vacanța cui o alegeți? Ținuta cui e mai frumoasă și mai potrivită? Notați acum! Eu nici măcar nu mă mai complic. Mai e foarte mult. O să dau cea mai faină notă. Eu am dat deja cea mai mare notă, pentru că abia aștept să mergem în vacanță. Voi când aveți planificată următoarea vacanță? Scrieți în comentarii. Și unde vreți merge? La munte sau la mare? Și dați un mare like. Like, 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 like.
vacanță! Dar tu crezi să mergeți în vacanță? Cine este pentru vacanță? Să dea acum like! Apăsați chiar acum butonul de like! Zdrobiți-l chiar așa! Și de subscribe! Apăsați-l chiar acum! Eu iubesc pe toți! Și voi da punctaj maxim! Eu nu m-am mai complicat să gândesc, așa că mi-am dat punctajul la fel, punctajul maxim. Pentru că vreau și eu la mare acum iarna. N-a fost niciodată iarna la mare și abia aștept. Și eu îmi doresc, nici eu n-am fost niciodată iarna la mare. Dar tu ce-ai pățit, Teo? Ai carioci pe nas. Voi ați observat? Scrieți în comentarii de la ce minut sunt așa. Eu am văzut-o mai devreme, dar nu mi-am dat seama să o șterg. Eu am văzut-o mai devreme, credeam că cineva a măzgălit-o sau că îi place așa. Voi alege foarte ușor. Pentru că toate notele sunt la fel. Acum să vedem cine primește Pie Face. Acum e super simplu. Va fi egalitate. Vom învârti ambii de roată. Dar prima vei fi tu, mami, pentru că eu deja sunt sătul de ea. Să-ți spun eu, Frișca. Stai, să aleagă Raisa. A ales-o pe Teo, a ales-o pe Bri. Acum, dacă notele sunt egale, Planșa cui credeți că o va alege? Pe Mara. Fix la acea seara care nu am muncit deloc. Mara, nu trebuie să fii supărată. Important e că te ales și toate sunteți câștigătoare. Și acum urmează partea cea mai amuzantă. Cred că și voi așteptați, așa-i? Scrieți-ne în comentarii dacă vreți ca mami să primească Frișca pe... Pe ce, tati? Pe ce? Că nici nu mai merge! Pe față! Nu pune multă... Nu. Am obținut și punctajul mare! Hai, mami! Unu! Hai, mami! Față! Unu! Am noroc. Și noi vrem după tati. Țineți în pumnii strânși. 3, 2, 1. Hai, tati! O dată. 2. 3. De 3 ori ai încercat și numai o dată ți-a venit în față. Nu pot să cred. Și atunci când ai avut punctajul cel mai mic. Teo, e rândul tău. Eu nu vreau. Ce? După Bri și după Raisa. 3, 2, 1 și... Una. Din prima. Apropo, nu am stabilit de câte ori dau fetele. Sau de 5 ori. Ar putea să dea de roată. Este o roată la jocul acesta. Teo, trebuie să stai pe masă. 5! Cine dă de 5 ori? Raisa, de 5 ori. În spate, Rai. 1, 2, 3, 4, 5! Gata! Teo, acum în vârte de roată, Bri a fost. Bri și-a dat în față. Teo, 3, 2, să vedem de câte ori dai. Da, chiar. De 4 ori. 1. Nu da. Din prima a dat, nimeni n-a filmat-o, camera era pe Mara și a avut grijă să-și pună barba în loc de față, așa că va repeta provocarea! În episodul următor, sau chiar acum!